Bine v-am găsit! Vorbim despre ridicarea la putere a unui număr natural. Operația de ridicare la putere semnifică înmulțirea repetată a unui număr. Ne uităm cu atenție la imaginea din partea dreaptă. Observăm că pe primul rând avem două lalele, pe cel de-al doilea avem de două ori mai multe decât pe primul, deci putem scrie 2 înmulțit cu 2, iar pe al treilea rând avem de două ori mai multe decât pe al doilea. Deci avem de două ori mai multe, 2 înmulțit cu, decât pe al doilea, 2 ori 2. Putem exprima sub formă de putere pentru a nu scrie înmulțiri repetate, astfel, 2 apare o singură dată, deci este la puterea întâi. Aici 2 se înmulțește de 2 ori și scriem 2 la puterea a doua. Iar la al treilea rând, 2-ul se înmulțește de 3 ori și scriem 2 la puterea a treia. Deci a la puterea n este egal cu a înmulțit cu a înmulțit cu a înmulțit cu a de n ori. A se numește bază, iar n se numește exponent. Și citim a la puterea n. Am văzut că dacă avem 2 la puterea a doua, scriem 2 baza și exponentul se pune în partea dreaptă sus, puțin mai mic. La fel, la 2 la puterea a treia se pune 2 baza și 3 în partea dreaptă sus, scris mai mic. Dacă avem a la puterea a doua, este egal cu a ori a și se numește pătratul lui a. Bineînțeles, putem citi a la puterea a doua sau mai putem spune că este un pătrat perfect. A la puterea a treia este egal cu a înmulțit cu a înmulțit cu a de 3 ori și se citește cubul lui a. Sau putem citi a la puterea a treia. Mai avem a la puterea 1 egal cu a și a la puterea 0 egal cu 1. Orice număr ridicat la puterea 0 este 1. Mare atenție! Operația 0 la 0 nu este definită, iar 0 la orice putere nenulă este egal cu 0. La orice putere nenulă, adică diferită de 0, este 0. Ridicarea la putere este operația prin care se obține puterea unui număr natural și este o operație de ordinul al treilea. Să vedem câteva exerciții. La primul avem de completat tabelul din partea dreaptă și se dă puterea 5 la puterea a 4. Trebuie să scriem exponentul și baza. Exponentul în acest caz este 4, iar baza este 5. 7 la puterea a 3. Exponentul este 3, putem spune exponent sau putere, iar baza este 7. Pe ultima linie a tabelului se dă exponentul 6 și baza 8. Și noi trebuie să scriem sub formă de putere și avem 8 la puterea a 6-a. La cel de-al doilea exercițiu scrie sub formă de putere. Avem înmulțiri repetate. 3-ul, în primul caz, se înmulțește de 4 ori, deci obținem 3 la puterea a 4-a. 5-ul se înmulțește de 7 ori, deci avem 5 la puterea a 7-a. Apoi 10 se înmulțește de 5 ori, deci scriem 10 la puterea a 5-a.
La cel de-al treilea exercițiu avem de calculat 12 la puterea a doua și avem 12 înmulțit cu 12. Se obține 144. Apoi 105 la puterea a întâi. Reținem că orice număr ridicat la puterea a întâi este de fapt același număr, 105. 2020 la puterea 0. Și aici trebuie să reținem că orice număr ridicat la puterea 0 este 1. La exercițiul 4, scrie dintre următoarele numere pe cele care reprezintă pătratul unui număr natural. Și să ne uităm la primul număr, la 16. 16 înseamnă 8 ori 2 sau mai putem scrie 4 înmulțit cu 4. Dacă scriem 4 ori 4, înseamnă 4 la puterea a doua. Deci este un pătrat perfect. Deci avem 4 la a doua egal cu 4 ori 4 și obținem 16. Deci 16 este pătratul unui număr natural. Mergem mai departe la 35. Reprezintă înmulțirea dintre 7 și 5. Aici nu avem pătrat. Mai departe, la 36 este 9 ori 4 sau putem scrie 6 ori 6, adică 6 la a doua. Și obținem 36, deci și acesta este pătratul unui număr natural. Mergem mai departe la 1000, aici avem 100 ori 10, deci nu este pătrat perfect. Și mergem mai departe la 10.000. La 10.000 avem 100 la puterea a doua, adică 100 ori 100. Și obținem 10.000, deci este pătrat. 81 înseamnă 9 înmulțit cu 9, deci 9 la puterea a doua. Avem și aici pătrat perfect. Apoi 121 reprezintă 11 la puterea a doua. 25 îl putem scrie ca 5 ori 5, adică 5 la puterea a doua. Avem și aici pătratul unui număr natural. Și 49. 49 înseamnă 7 ori 7, adică 7 la puterea a doua. Deci numerele pe care trebuie să le scriem sunt 16, 36, 10.000, 81, 121, 25 și 49.